Nevastă, luați-o lumărică și o prindeți pe la Sfinta și a veniți lângă mine aici. Și așa e tot iscrăbită. Voi parcă sunteți, eu la mormântare sunt mai vesel ca voi la lume. Voi să ziceți, da, eu cu adevărat mi s-a pus în tineriț cununie și eu am purtat cununa asta cu adevărat cuvincios, mi s-a pus pe capul meu. Asta înseamnă că în parcursul vieții mea, Nicolae, tu nu umbla leva. Știi ce înseamnă leva? Nu știu. Nu știi, da? Nici nu știi. Da, alții nu știu, dar fac și apoi mă gândesc și n-am știut. Dar leva asta este cu prăvăritul, cu desfrânatul, cu prea prăvăritul, cu și așa mai departe. Și asta nu știu. Nici asta nu știu. Apoi că eu spun. Asta când, de exemplu, faci mie, dă să muriți mai gândeam. Dar pe mâine, pe mâine, faci și apoi urmă și eu și Novan. Și când te uiți acolo și s-a plăcut una acolo. Și când te uiți, nici voi, așa, da, femeie mea. Nu, dacă sunt voi, ești, ce voi, ce zic eu așa? Și tu faci. Roșenițe și că să îmi chelea, să fumiez, să te îmbieți, să nu lucrezi, să nu te roși, să nu faci acolo. Așa e rușine și ei, dar părintele glumești cu tine, așa ești, nici mă, nu e rușine. Să-i faci și fotografii fotograful, numai cu dânsa să-mi trimesc mie, să văd pe ce sunt de ani, dacă știți așa. Și apoi urmă eu să arăt, zic, că vezi cum de o să birea, când ești frumoasă și când ce sunt de ani, să văd. Vezi, scrie că nu prea curvi. Da, o leacă. Nu. Este curvie, este desfrânare, este prea curvie. Prea curvie poți face tot cu Ana Nună. Măcar că e a ta legitimă, dar asta... Băi, nu scrie acolo, că am pus. Fiu, mă, a să arăți acolo, știi că odată la o cununie m-a arătat acolo la YouTube, acolo și... Și până în ziua de azi, adică nu mai sters. Sunteți cel mai cunoscut. Da. Prea curvie asta când tot cu a ta femeie e legitim, dar nu faci normal. Știi cum se numește pozele și la chineză, știi? Ai văzut acolo odată, da, India, da. Sunt acolo, în Maharish acolo, ai văzut acolo. Apoi cine se numește pe Biblie că nu-ți cuvine de făcut. Așa, sunt sucotele așa. Printre altele la Strășeni, au mărs filmul ăsta, țineți minte, Emanuela, da? Și acolo unul s-a sculat prin somn și zice lui femeie sa. Baie că așa, 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 așa. Și băi de bunule, du-te de ieșe și vrei. Și-a luat topurul și-a omorât-o. Mai că așa cazul a fost. Pentru că el ce-a văzut acolo, arătând așa. Acolo, este socoteri care de cele noi le înțelegem într-un fel, dar nicăieri nu scrie în Biblie, ești românească, răs românească, nicăieri nu scrie în el pe mâna stângă. Dreapta ta, Doamne, a făcut cerul și pământul, pe dreapta ta, Doamne, s-a binecuvântat, dați în el în dreapta lui, junghit vițel cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, într-a armat prin Moisei în Marea Roșie, prin cuvântul tău, toate făcut și dreapta, și dreapta, și dreapta, și dreapta. De ce e în el, acelelalte e în el, acum sunt la mod de a purta pe urechi, prin Mesopotamia, când se ducea ostașii la luptă, apoi își fărtuie o femeie. Azi de vă dăvă, știți? Ziua paroștistului. Cine știe ce înseamnă șfărtuit, știi? Acolo. E ca cum ai carsetul ăsta la spate și leagă din ele, da? Apoi așa femeile tot le legau în alt loc, că când se duc bărbații la luptă, să nu poată umbla cu curvăritul. Mine una îmi spune, părinte, dar eu așa mă aud prin părți, măi, și cum mă înțelegi, nu pot înțelege, da? Că mă aud de la dăsa din gura asta. Dar e în el, este acum, în partea dreaptă și în partea stângă, în limbă. Și așa când vorbea cu mine, face clas, 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 prin dinți și erușea la bătea. Eu nu înțelegem și sunet așa straniu, știi? Nu e normal așa când bați în el ușile cele acolo. Așa și dragostea voastră, ca o floare ce e din mlaștină, ca lilie ce e care crește, cât de putoare, cât de țânțar, cât de muscă acolo este și cât de bâhleală, da? Dar totuși ea este frumoasă și altă. Așa și voi, în necazuri, în nevoi, unde veți întâlni cu diferite probleme, cu diferite chinuri, voi trebuie să rămâneți curați, totdeauna luminați, frumoși și luciți unul cu altul. Și cum inelul este fără de început și fără de sfârșit, așa și dragostea voastră trebuie să fie desăvârșită. Și înseamnă dragostea? La Sfintei Cununii voi țineți lumânări în mână. Mați că dă acolo două lumânări, ca și netare cu, dacă le ții mână. Lumânarea, cum lumânarea este aducătoare de lumină aprinsă, așa și viața voastră trebuie să fie aducătoare de lumină, energie, vieții voastre. Nu trebuie să dormiți. Și ce a spus gândul ala să faceți, așa ce faceți. Nu vă sculați mâine și să știți de multe ori scoală la noi la Trușeni, mulți gospodari. Părinte, poate mâine facem. Eu am organizat așa, tractorul, mașină, dar poate mâine facem. Dar altul zice, dar eu nu somn. Cum băi zis omul atâția oameni s-au grămădit prin prejurul tău? Trebuie să fie da, da, ori nu, nu, dar și mai presus decât trebuie să la diavol este. Trebuie să fie viața activă, aprinsă. Pentru că și noi de audit astăzi, mâine, de multe ori este târziu. Deci e iată lumina asta care sunt la cununie, apoi este simbol de energie vieții voastre, vii. Ca peste tot locul faptele voastre să fie vădite. Care fumează? Ia ridicați mâna. Sportsmen. Și cu voi, măi.
scoate în Patagonia, vă spun. Companiile de tabac, ăștia nici n-au de urma voastră. Doctorii, medicii de urma voastră nici n-au câștig. Și așa mai departe. Gândiți-vă, cu casă de fumat, eu vă rog. Eu sunt în loc. Și la cimitir acolo, la Paște Blajeniu, când duci la unul tână, nu mai ieșim de plin. Voi vedeți, la casă de fumat, fumez sau nu? Nu fumez. Doamne ferește, poți să uiți E bun, eu am glumit. Fumatul este, dacă ar fi fost la Dumnezeu lăsat fumatul, Dumnezeu vă pune o bojeacă în cap. Și tot nervi răsuflat, da? Urechi au fost odată, râul de vorbit odată, nervi răsuflat, gură de mâncat. Dar dacă bojeacă nu, înseamnă că țigara nu e de la Dumnezeu. Așa, nu așa e. Voi aveți să drept să vă implicați educația spirituală a fiilor voștri. Dacă vezi cășinul, am luc furatul, cu băutul, cu lenitul, ce? Apă-l pui și-l îndrumez și-l îndărești pe dânsul așa. Nașică, dacă asta vezi că... Asta pot plinu. Poți așa? Linile se-l pot face. Ai linile se-l pot face. Dar nașică, dacă vezi cășina, nu e cătări, nu spală blidile acolo și... Părinte, știi ce ghine să-i câini în casă? Ia ca dimineața mă scot dată, blidile scurate, el sui pe masă, dar dacă îi spală pe la ora 12, și câine și ăla el urlă acolo să lige. Ia mâncajul lui? Da. Gata, femeia atât, prima pildă în gospodărie, cum să curăți cartoafă dacă nu știi cum să faci prăjoala, cum acolo tot învață nănășica. Dacă, deși să iau nănășeie, vă lămuresc, se întâmplă familia voastră probleme, dar mâine pe mâine ați vă certați. Mă rog, viața asta, că ba, și eu îți copii, ba, nu-ți place un altă, voi n-alergați la mama și la tata, la tăi, la lor, că părinții repede și pățenii, ții partea ei, ei, și în cine trebuie, că ți-am zis, că nu trebuie, că nu știu ce, nu știu cum. Pășeți, ține, încă o dată, hai. 1, 2, 3, 4. E bun, da, e bun. Bun, gata, ieși. Și socoteala, și ne calcă prin pe covor, acela agonisește și aduce. Și ne-a doilea, acela stăpânește banii și cheltuie. Ia ca și părinții nu sunt potrivă. L-a văzut-o, a încercat-o. La mâncare, da. Da, l-a făcut curățenie, l-a spălat, l-a stăt cu o caldar de apă. Păi, vă povestesc eu o istorie cu o nireasă tânără, da? Auzi, vă povestesc. Mai pe scurt, noi eram niște flăcăi și ne-am dus noi cu... În biserică sunt ajutorul meu la rugăciune. Spune părintele, dă-le Doamne sănătate, zile de lungate, grâu, vinul de lemn și voi de urmă întașă. Da, Doamne, dă-le lor și nouă. Numai că vedeți să cei care nu sunteți să cămăritați, să surați, sunt chiar și copii. Și copii ce? Pe urmă că una a zis, da, părinte, mă tale, a zis, ne rugăm și eu mă rugat și pentru mine și pentru dânșa ca să o prindem, nu știu cum. De ce e voi vă rugați? La nuntă, voi sunteți ia ca și nunțile moldovenești, lesea contemporane, acum nu-mi plac mie, că am fost la mai multe nunți. Că tineretul vine la nuntă, stă o leacă și când îi toi nunții, cei mai mari bucurii, veselii, când îi dans, când îi joc, dar ei se duc acolo, părăsesc nunta. Și când te uiți dimineața spre dimineața, au rămas acolo două druști, acolo două suflete și cu asta e nunta. Dar tineretul trebuie să fie, să ții hora, să joacă, să joace, să strânească lumea, să se veselească, să fie bucuroasă. Acolo moșneși vin și o pinge pe dorânii când îi prind liniște la nuntă. Ia ca așa. Să binecuvintează Domnul Dorobilor Tăi acestor, Nicolae și cu Victoria, și întărește cuvântul cel grei de dânsii. Întimiază-i prin cu Sfânta Unirii cea de la tine, că tu de la început ai zis de parte bărbătească și femeiască, și la tine se însuțește bărbatul femeii, spre ajutor, spre urmare de amul luminesc. Însuți dar, Stăpâne Dumnezeul nostru, cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta, făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri cei aleși într-o fiecare neam și neam. Caută spre robul tău acesta Nicolae, spre roaba ta această Victoria și întărește logodna lor într-o credință, într-un gând, într-o adevăr și într-o dragoste, că tu, Doamne, arătați să se dea logodnirii și să se întărească într-o toate, prin ele s-au dat lui Iosif stăpânii din Egipt. Pentru aceasta va lăsa unul prin tatăl său și prin mama sa, se va lipi de femeie sa și profi doi într pe care o să-ți Dumnezeu nu sunt mă disparte, celă ce ai binecuvântat pe robul tău Avram și ai deschis pântecele sare și l-ai făcut tatăl multe neamuri.